Locatarii blocului de pe bulevardul Moscova al capitalei, afectat de o explozie puternică a unei butelii de gaz la începutul lunii octombrie, se vor putea întoarce în locuințele lor în mai puțin de 2 săptămâni. Informația a fost făcută public de Ruslan Codreanu, care a declarat că lucrările vor fi finalizate mai devreme decât s-a preconizat inițial. Chiar dacă, conform graficului, lucrările trebuia să fie finalizate pe 20 decembrie, ca oamenii să poată trece în apartamentele lor, cu excepție la cele 10 care au avut de suferit cel mai mult, în mai puțin de 2 săptămâni, adică în 2 săptămâni mai devreme de grafic, toți cei, cu excepție la 10 apartamente, vor putea trece în casele lor. Totodată, ultimul planșeu din cele 3 afectate, situat între etajele 16 și 17, urmează a fi instalat în aceste zile. Zilele astea urmează să fie instalat ultimul planșeu între etajul 16 și 17, lucrările în scara blocului au început, au mers până la etajul 4. Poate va fi necesară intervenția la liftul de mărfuri. Vom vedea încă dacă poate fi reparat sau dacă va trebui să procurăm unul nou. Amintim că în urma deflagrației din seara zilei de 6 octombrie, 5 persoane și-au pierdut viața, printre care un copil de numai 4 ani, iar 10 apartamente au fost afectate puternic.